De aceea, chiar cu titlul de apel către toți aceia care protestează și au de gând să mai protesteze oricând, și anul acesta, și anul viitor, și oricând în municipiul Chișinău. Păstrați caracterul pașnic al protestelor. Doar aceasta vă va aduce succes. Nu încercați să treceți la acțiuni cu caracter agresiv sau în bătaie de joc, jucând fotbal noaptea pe Bulevardul Ștefan cel Mare sau cântând cântece Ia-i după Poliu, Scaniom, Popoliu, Vdvoiom. Asta nu face parte din patriotism față de Republica Moldova.